comuna Arbore, județul Suceava, primarul și consilierii locali și-au depus jurămintele. La ședința ceremonială, primarul și cei 11 consilieri au jurat cu mâna pe Biblie să facă tot ce le stă în putință pentru binele locuitorilor din comuna Arbore. În cadrul evenimentului au fost respectate toate măsurile impuse de prevenirea virusului SARS-CoV-2. Primarul Tiberciuc Vasile a declarat în cadrul acestui eveniment că își dorește o comună frumoasă la standarde europene și că acesta reprezintă un nou început pentru comuna Arbore. Subsemnatul Tiberciuc Vasile Dan, primar al comunei Arbore, în conformitate cu prevederile articolului 117 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019, privind aprobarea codului administrativ cu modificări și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce îmi stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Arbore. Așa să-mi ajute Dumnezeu. În primul rând, mulțumesc că ați venit și sunt onorat că ați venit la ședința de investire. În perspectivă, pentru comuna Arbore am foarte multe proiecte pentru dezvoltarea ei, proiecte pentru refacerea, să zicem, a comunității, feței comunității. Îmi doresc o comună frumoasă la standarde europene. Ceea ce am făcut în primul mandat, eu vreau să dublez în al doilea mandat. Totul pentru cetățenii comunei Arbore, pentru că ei au avut încredere în mine și în primul mandat și m-au girat cu încrederea lor și în al doilea mandat și cred că sunt în slujba lor. Și nu cred, sunt sigur.